There's something horrible happening in this place. It doesn't matter. I'm willing to go through hell just to see her face one more time. Salut! Mamă, ce m-a luat prin surprindere, nu mă așteptam să fie chiar atât de scurt trailerul. Așa cum ați văzut din titlu, jocul este făcut de o echipă de români. Avem capitolul 1 și capitolul 2, cam asta însumează varianta full a jocului de până acum. Am înțeles că urmează și capitolul 3 undeva prin martie. Jocul, vocile din joc sunt 100% ale românilor. Bine, nu sunt în română, nu vă așteptați ca jocul să fie în română, este în limba engleză, însă toate vocile sunt ale românilor. Și de fată, și de băiat, și toate, chiar și sperieturile sunt făcute de către români. Salutare la toată lumea, acesta este un live de tip episod, deci nu o să urmăresc foarte mult chat-ul. În schimb, ăsta e genul de live în care trebuie să-mi pun și a doua cască, deși nu vreau. O să o agăs momentan așa frumos ca să nu începem. Bun, să vă spun câte ceva despre joc. Jocul se concentrează și are ca protagonist pe Nicolas Gray, un pictor independent, un freelancer, în timp ce își căuta soția dispărută în fictivul oraș Sinistria din România. Totul începe în toamna anului 2017, după o serie de coșmaruri pe care acest pictor le are și în care își visează soția dispărută, cumva misterios, și coincide cu faptul că el primește și o scrisoare. Scrisoare care doar el știe ce conține, nu știu exact ce conținea acea scrisoare, însă știu să vă spun că Sinistria e de fapt un oraș fictiv, așa cum v-am spus acum câteva secunde, abandonat în 1922 în circumstanțe necunoscute în viziunea celor care au făcut acest joc. Salutare Strecuri, salutare Radu, Dănuțu și restul, salutare Cătălin, salutare la toată lumea. Bun. Ce pot să spun? Primul capitol are în jur de 30 de minute, asta dacă o să găsim noi căile care trebuiesc și nu stăm să ne speriem, iar capitolul 2 are undeva în jur de 25 de minute. Deci, per total, ar trebui să fie un live de aproximativ o oră, oră și jumătate, maxim, sper eu. Bine, nu mă așteptam să fiți 20 de persoane la ora asta, dar acesta este un alt detaliu. Bun, cea mai mare parte a acțiunii jocului va avea loc în orașul Sinistria, despre care v-am tot vorbit până acum. Încerc să amân momentul. Știu că râdeam acum vreo 2 ore de Striker-ul, dar chiar încerc să amân momentul. Pe băieți, dacă vreți, stați așa puțin, pe băieții îi găsiți și pe Kickstarter. Au până acum au depășit goalul de $1,500 pe care îl sângeau undeva la $1,900, iar ei spun că următoarea parte prin martie ar apărea doar atunci când ei vor strânge, cred că, $2,500. Deci băieții sunt puși pe treabă. Încerc să amân momentul, dar hai totuși să nu-l mai amânăm. Dăm și noi sunetul mai tare ca să avem tot... știi că deja a început. Fără caps lock. Bun. Sincer, n-am văzut jocul, știu doar am citit atât despre el. Știu că e făcut de români, e făcut de niște băieți din Deva. Capitolul 1, capitolul 2 v-am spus. Și hai să-i dăm drumul. La sfârșit are și niște chestii ascunse în limba română, o să le vedem atunci când va fi cazul. Capitolul 1, Nightmares, coșmarurile. Așa cum v-am spus, el își pierduse soția într-un mod ciudat și în ultima vreme avusese foarte multe coșmaruri cu aceasta și găsește și o scrisoare. Mamă, a început să-mi bag.
Doamne, nu e decât unul noapte. Hai. Mike, I know it sounds crazy, but the town that comes up in my dreams really exists. Call me as soon as you can. Nu știu la ce să mă aștept, dar asta e ce mai urât. Începe bine cu femei cum îmi plăcea mie. Hai mă că ăsta e un joc, un joc pe placul meu. Dar nu cred că e genul de femei pe care aș vrea să o văd. Îmi cer încă o dată scuze, o să ignor chat-ul pe cât de mult posibil. Vreau să mă concentrez asupra jocului pentru că va rămâne sub formă de episod. Așa că vă salut încă o dată, mulțumesc mult pentru cei 6.000 de subscriberi. Și mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare la ora aceasta. A început? Mi-e frică să ating mouse-ul. Dar de ce n-am lanternă? Striker-ul avea lanternă în jocul lui. De ce n-am și o lanternă? Stai. A, sunt din alea de făcut, cum spune, flotări. My dear Nicholas, it was very hard for me to leave you, but... Dragă Nicholas, mi-a fost foarte greu să te părăsesc sau să plec, dar... A trebuit să o fac. I know how hard it was, știu cât de greu a fost pentru tine, dar... Another day that passed, it's another day close. O altă zi trecută este o altă zi terminată, ceva de genul. To see you again. Să te văd din nou. I will wait for you here. O să te aștept aici în Sinistria. Multă dragoșe, Ștefania. Marinel Mitrică, mersi mult de tot pentru membru și bine ai venit, membru boss de boss. Ok. Am citit-o. Înțeleg că asta era Ștefania, soția mea, cea dispărută. Ok. Bă, îmi place jocul până acum, e destul de ok. Dar parcă n-aș vrea să părăsesc camera, nu știu, m-aș uita peste tot. M-aș uita și prin cutia asta. M-aș uita și pe tablouri. A, eu este așa că eu eram pictor, de asta am atâtea tablouri în casă. Bă, cred că o să iau mingea asta cu mine. A, nu pot să iau cu mine, nu? Nu pot. Vreau să iau în caz de ceva. Opa, ziar. Nu pot să citi. A, e o carte. Nu pot. Ok. Bun, ieșim pe ușe. Doamne ajută, Doamne ajută. Hai. Hai, dadule, că te lua pe jocuri horror la ora 1 noapte. Ce? Blocată ușa. Wow. Deci nu... A, n-am noroc. Credeam că e blocată ușa și că voi rămâne în cameră tot jocul. Do live. Marș, dă! Ma. Bă, da, de ce să-mi dea jumpscare în primele secunde când ești pe ușă? Ce șanse erau? Au, și m-aș fi teleportat. Bă, ce șanse erau să-mi dea jumpscare? Și adică mă așteptam la jumpscare-uri, dar nu chiar în primele secunde. Așa cum știți, mai am eu un joculeț pe canal care mi-a dat câteva jumpscare-uri, dar nu mă așteptam să-mi dea în primele secunde. Bun, deci, atunci eram în prezent, acum suntem în trecut. Nu înțeleg, camera... E aceeași cameră, aceleași desene. Ștefania mea e de fapt roșie și are logo-ul de la Sinistria. Camera e total schimbat, ok. Ne mai trebuie cheia acum? Am găsit-o pe Ștefania, gata mă, s-a terminat jocul. Hey. Steph, wait. Hai că așteaptea să termine jocul așa repede, să scap. Avem un ziar. Missing woman in Naka City, Missouri. Era o știre despre o femeie dispărută într-un alt oraș, Kansas. Kansas, ok. Ne interesează. Mai avem o ușă, ce-mi plac cu... Pot să alerg de pe shift. Mamă, cât îmi place. Alerg de pe shift. Bă, nu mai înțeleg nimica. Deci am venit din partea asta, m-am dus în partea aia. E ușa închisă, mă întorc înapoi, gen în cameră, să caut cheia și îmi dă un... Deci eu am venit de aici, da? M-am dus în partea aia spre Ștefanii, ușa aia închisă, m-am întors în cameră să iau cheia și când deschid ușa la cameră, de fapt mă duc într-un beci. Ok. Are perfectă logică. Bă, da, deci n-am lanternă cum are Striker-ul, ca asta nu înțeleg. De ce el are jocuri cu lanternă și eu n-am jocuri cu lanternă? Du-te, morții, mătii. Marș, marș, marș. Ma. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No.
De ce nu înțeleg? De ce trebuie să plătesc ca să mă sperii? Vai de capul meu. Striker, dacă mai ești pe aici, explică-mi și mie cum găsești tu jocuri gratis cu lanternă și eu plătesc bani și nu-mi dă un căcat de lanternă în joc. Bă, un căcat de lanternă să-mi fi dat și mie la banii ăștia. A, probabil pentru că n-am plătit pentru el și că l-am primit gratis de la băieți, nu? Are logică. Ce mă, că am și eu aici o lumânărică. Unde mergem? Dadule, la tăiere, scrisoare. It all started with the idea presented by Christopher Baroni in his book. Later, he started to show his vision. Deci a citit niște cărți, practic, ale lui Baroni ăsta și începuse să aibă niște viziuni și pe urmă plecase undeva și dispăruse. Cred că cam asta e ideea. Nu o să mă afund prea tare în scrisori. Vreau să văd tablourile, că sunt artist, îmi plac tablourile. Dar de ce n-am și o lanternă? Bă, o lanternă, mă. Bă, o lanternă, mă. Bre, jocul ăsta costă bani. De ce nu dau băieții lanternă în joc? Băi, partea bună e că e făcut de român și ar trebui să gândesc ca un român, știi? Acum ar trebui, până să mă apropii de ușă, să-mi dea un jumpscare. Că văd că așa funcționează. Nu deschid ușa și apare jumpscare-ul. Da, e ușa închisă, nu mă miră, mă duc să iau cheia și o să fug. Și dacă merg încet și dacă fug tot așa, mă aude tot așa, îmi dă jumpscare-ul. Mamă, deci mi s-a făcut pielea de găină pe spate. Hai de capul meu. Aș fi vrut să spun că mi s-a ridicat părul în cap, dar nu prea am păr în cap. Și eu cum, doamne iartă-mă, caut cheia dacă n-am... Dacă n-am o lanternă, poate să fie oriunde cheia asta. Ai, doamne, dă-mi ok. Gata, m-am prins! Ce joc nesimțit, m-am prins! Vă aduceți aminte că am ieșit din cameră, m-am dus înspre Ștefanie, erau ușa închisă și când m-am întors m-am dus într-un beci? Vă aduceți aminte? Acum m-am dus aici sus, eu ușa închisă și când mă întorc, înapoi practic o să mă duc în altă parte. Bă, român nenorocit. Hai mă! Că mă duc în sus. Se pare că nu e așa. Și totuși nu am cheie. Lumânărică. Mamă, doamne. Deci regret fix ca în seara când am jucat jocul la nenorocit de 70 de cenți. Bă, unde mă cheie? Mă dăm mă cheie. Mă duc să aud florile. Apoi mi-au asta cu mine și dau în cap. Când apare, dau cu stropitoarea. Așa facem. Dar totuși, n-am vreo cheie și eu pe undeva. Ia, fie de ea. Apoi dau cu stropitoarea, mă, gata. Hai că am armă. Am pus mâna pe armă. Dar nu pun mâna pe cheie, mă, asta mă enervează. Mă duc sus. Unde poate să fie cheia nenorocită? Stai că încerc ceva. Deschide! Nu vrea mă să deschidă. Door is locked. Nu pot să iau lumânări, am încercat, asta a fost prima mea idee. Nu pot să dau click pe asta, interacționez cu lumânarea. În schimb, avem un cub. Dau și cu ăsta, dar... uite mă, avem un măr, ia să mâncăm un măruț. Ce bun este. Mamă, doamne, unde e cheia? Bine, mie îmi convine că nu găsesc cheia, că deja n-are ce jumpscare să mai îmi dea acum. Mi l-a dat deja. Dar parcă totuși am un moment și vreau să termin. O să împing ăsta, se întâmplă ceva. Dacă ați văzut cheia, scrieți-mi și mie dacă ați văzut. Uite, o să mă uit pe cea, dacă ați văzut cheia, dați-mi de știre că eu nu... Bă, dar un întrerupător, n-au pus și ei? La lustră. Cineva a scris la lustră. La care lustră, măi, băiatule? La asta de aici, de sus? La asta de aici, spui tu, nu? Ia să vedem. Cred că aici, spui. Ia. Da? O sting și pe asta, că nu e suficient cât de frică mie. La lustră pe aici să fie cheia, oare ea?
Bă, dar unde e cheia, mă? Dar deschide-o odată, că vreau să intru, să ne confruntăm. Nu vreau, mă, să deschidă. Nici fantomele astea nu sunt chiar așa cum aș fi crezut. Bă, deci dacă nu găsesc chiar în următoarele 2 minute închid live-ul. Și am scăpat. Bă, trebuie să fie ok pentru astea, așa să luăm logic. Căutăm fiecare colț. Asta nu face nimic. Nu face nimic, aici nu e nici ok. Pot să mă pun și pe ciuci? A, uite, pot să mă pun pe ciuci, pe crouch. Pe sub masă, pe undeva. Bă, aveți vreo idee unde e nenorocirea aia de... Bă, aici nu văd nimica, spre exemplu. O lumânărică. A, văd cam ceva în partea asta, ia să vedem. Pare pe aici. Ce-i asta, mă, mâncați așa? Bună seara! Bună seara! Bună seara, am zis! Futu-s rasa, mătii! Mamă, mă scuzați de limbaj, dar nu, e prea... Mă, știam că o să facă ceva! Știam că o să facă ceva! Aprindem veioza, că lumânarea cred că mi-o aprinde eu singur până la sfârșit. Dă-mi să văd pe scrisori, că îmi place să citesc scrisori. Luna, Teodora... Aaa, asta avea o listă... Uite, Ștefania! Ștefania Tabit. Deci ăsta făcea ceva scheme pe aici, astea. Avem o cheiță... Bă, aș futu-s! Du-te, dracu, de joc. Uite, mă, pe ce dau banii, mă, că de la gratis nu mă joc, mă. Uite, pe ce dau banii, mă. Nu mai gata, bă, nu mai pot nici să sar. Nu mai pot să sar. Nu mai pot să sar. Nu mai pot să sar. Nu, o să dau microfonul mai încet. Îmi cer scuze, dar n-am cum să... Nu pot să mă abțin. Pur și simplu, vine... Am... piele de găină. Îmi cer scuze. Dacă v-am spart urechile, o să vă dau o pereche de căști la giveaway în viitor apropiat. Păi stai că sar pe aici, fie în ea. Nu pot, mă, să sar pe balustradă, că s-au gândit. Bă, românii norociți, s-au gândit, mă, românii. Bă, păi mi-au arma după mine și ne simt... Na, hai să ne bătem. Ieși afară, nenor... A, du-te! Încă o ușă închisă. Încă o ușă închisă. Încă o ușă închisă. E, mai dăm tu un jumpscare, că am ieșit. Mai dăm un jumpscare, că nu vrei să-mi deschizi ambele ușile, să mă duc chiar după cheie și ar îmi dai ceva aici. Mamă, deja că mai îmi dă ceva nebunesc. Dă-mă un jumpscare. Dă-mi-l. Mai e ceva aici, nu? Nu e nimic. Ia, când caut în sertar o să apară ceva. Nu mai nici nu ce o chem aici. Mă, dă-mi un jumpscare, că știu că vrei să mi-l dai. Bă, mă interesează. Unde să fie al doilea... A doua cheie? Asta nu s-a prins, că n-au plătit, nu au cumpărat becuri. Oh.
Unde să fie, unde să fie, unde să fie, unde să fie. Unde să fie, unde să fie. Unde să fie, unde să fie, unde să fie, unde să fie, unde să fie. La, nu mi-e frică, nu mi-e frică, e doar un joc. E doar un joc. N-are ce să mi se întâmple, că e doar un joc. Avem vaporașe, trenulețe, mașinuțe, mașinuțe. Hop, țap, 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 țap. O, te dracu, că nu pun mâna pe aia nici dacă mă bați. E poate încă un tablou așa, ăsta face ce? Nu face nimic, e nevinovat. Eh, singura variantă e aici. Pregătiți-vă că vine jumpscare-ul. 3, 2, 1... Hold, ash și să trag. Marș, marș, mă. Eee, mămițica ta, că dacă vin și armă... A... Ne ducem repede? Hai, dadule, hai, dadule, hai, dadule. 5, 4, am tremură mouse-ul. 5, 4, 3, 2, 1... Dă-mi cheia! N-ai ce să-mi faci? Ah, ți-am spus că nu mi-e frică de tine, prostule. Nu mi-e frică, mă, de niciunul dintre voi. M-am dus... Ah! Marș! Du-te, mă! Marș, marș! Ei, 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 ei! 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 Ma! 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 Ce am eu, că mă juca pe counter aici? Hai! Raj la ușe! Raj la ușe! Raj la ușe. Raj la ușe. Mamă ce, mamă. Hai, Dadule, că ăsta nu-i nimic aici, nebun față de joculețul. Bă, n-am lanternă, mâncă-ți. Da, păi știu ce fac, fiți atenți ce fac. Să vedeți cât de... Sunteți gata? Ia uitați-vă. Bam! Nu mă bagă, mă, în seamă, ești nebun. Strikere, sunt singur, stau singur. Am un geam în tavan de unde văd doar întuneric. 3, 2, ma. 3, 2, 1, rush! A, te mă, nu... Dă-l! Mamă, deci când nu-mi dă jumpscare-ul când trebuie, când cred eu, mi-l dă pe urmă. Fii atent. E, asta a fost așa de vară. Lights, ok. Ia! Ce dracului, măi, ăsta, mă? Unde? Things are not always what they seem to be. Că te-mi place mie la beci să mă duc pe shift, cu shift-ul. Nu mi-e frică, nu mi-e frică, nu mi-e frică, nu mi-e frică. Marș, marș, joc nenorocit, joc nenorocit. Și pe s-am dat mai mulți bani ca pe ăla. Nu, așa abordez, mă duc pe W. Hai, mă, mama ta. Demon. Bă, dar voi vedeți că toate problemele vin din cauza femeilor. A plecat ea de acasă, m-a citit ea cărțile unui alt bărbat. Ia! Într-o cameră. E o cameră, de fapt. Hai, mă, Dadule, că e un joc. A, pe scaunul ăsta mă pune și aici o să mor. We must make them recognize themselves as witches. Use any method to achieve this. Nu, jocul nu este peste momentan. Nu, jocul este doar un fel de variantă să mișcă ceva în spate. Nu, jocul există într-o variantă gen capitolul 1, capitolul 2, dar încă nu e varianta full. Varianta full va fi pe undeva, cred că la jumătatea anului. Momentan băieții strâng un gol pe Kickstarter de vreo 25.000. Însă o să avem și varianta full când o să apară. În martie o să avem capitolul 3, aseară facem capitolul 1 și capitolul 2. Bine, capitolul 1, capitolul 2, dacă mai avem curaj.
O să-mi dea jumpscare. O să-mi dea jumpscare. Dar nu mi-e frică, ghici. Hello? Hello? Who are you? Hey, Ștefania? Ștef? Mamă, știu că îmi dă jumpscare, știu că îmi dă jumpscare, de ce trebuie să intru aici? Mamă, nu, că dacă dau căștile jos înseamnă că trișez. O să închid ochii. Nu, nu, nu pot să închid ochii. Un te duci tu, dadule, să... Taci din gură că nu pot să mă concentrez, femeia lui Dumnezeu. Ia uite și tu că mă închid în cușca asta singur, mă închid. Mă închid singur în cușcă, taci! Taci sau... Taci sau dacă e cineva acolo, femeie! Mamă, Doamne, taci, te rog frumos din sufletul meu să aud dacă e cineva acolo că mor! Nezăi mătică, mă duc! Mă duc! Mă duc! Nu văd nimic! Și unde dracu să caut cheia că nu văd nimic? Deschide! Bă, nu văd nimic, unde... Mă duc înapoi. Dă-mi jumpscare-ul, te rog din suflet. Bă, dar nu văd nimic, e imposibil să joc jocul ăsta. Ai tăcut? Ai și dispărut, bă, ești nebun. Frate, că dacă mă duc aici o să o mierlesc, sunt conștient. Deci dacă n-aveam voie să mă duc înapoi, din câte văd eu, îmi închidea drumul, îmi punea zid. Dar mă lasă să mă duc înapoi ca să-mi dea jumpscare acum. V-am zis? Bravo, mă! Aici sunt banii mei. Care vrei, mă, lanternă și n-ai? Avem lanternă. Gata, mă, s-a schimbat jocul. Gata. Hai să-l terminăm. Hai să nu mai stăm. Hai să-l terminăm acum. Că stăm degeaba, știi, și stăm... poate aveți și voi treabă. Îl terminăm acum. Tap, tarap, tap, 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 tarap, tap, tap. Ei, cam nasolică și cu lanterna asta. Ce să zic? Avem... Să nu apar din tavan, că te-am, mama dracu. Avem și un cuțit, un șișor, dar cum îl folosim? Avem și zoom pe lanternă, zoom! Du-te, mă! Bă, dar ce... Cum fac eu cu cuțitul ăsta? Ok, use. Drop, use. Cum fo... Am și un măr? Ia. Bun. Cum folosesc eu cuțitul ăsta, mă întreb? Poate mai târziu. Vreau și eu o cheiță. Dacă apar de undeva. Vezi, ai dracu cum... Ai dracu românii. Mi-au pus, uite, mi-au pus chestii să intru prin camere și să-mi apară din tavan vreo nenorocire din aia. S-a făcut prea liniște. Uite ce fac... De fapt nu era cuțit, era foarfecă. S-a făcut prea liniște. Românilor, s-a făcut prea liniște. Ia. Deci dacă apar din ta... Băi, du-te în măta. Offering, să vezi ce ți ofer. Imediat îți ofer două bucăți. Bă, dar de ce intru aici? Asta e umbră, mă? E umbră, mă, asta. They have unfairly accused us of witchcraft. They tortured and starved us. The only thing we wanted at that moment was death. Spune că ce că le-au torturat. Și că ar fi mai multe. Hai că îmi place mie culoarea roșie. Aș intra, dar am fobie de roșu. Aha,
Hai că mă duc eu acolo. Aha. Bă, uite românii, mă, ce mi-au făcut. Nu mai am, mă, jocuri de ăștia făcute de români. Nici pe deamoca. Eu aș intra acolo, băieți, dar nu-mi place culoarea roșie, am fobie. Am o boală și când văd culoarea roșie, mai așa, cu tremura, cu palpitații, nu pot să intru acolo. Eu aș intra așa. De ce sunt? Mamă, Doamne, Doamne. Gata, m-am ajuns la dracu. Oh! Vreau să-i dau blitzuri, dar nu pot să-i dau blitzuri. E, cât de rău poate să fie, mă? Mă, Striker, cât de rău poate să fie aici? 3, 2, 1, jumpscare! Jumpscare! Ia, mă, cu inima! Ce-ai, mă, cu mine? Bă! Bulangică! Păi ce fac, mă, aici, mă, mâncați-aș? Ia uite pe asta aici, ia uite, mă, mă. Unde, mă, inima? Ce fac eu, mă, mâncați-aș? Dacă mi-închide ușa aici... Vino, mă, încoa! O seară minunată vă doresc. Eu am plecat de aici. Ghiciți cum se deschide, cum se deschide ușa aia. Acum mi-am dat seama. Ei, m-am întors. Suntem prieteni. Pe viață. Salut. O să-ți aduc inima înapoi, dar nu, momentan n-am nevoie. Și punem pe farfuriuță. Apari, apari, hai, apari, apari că ți-am dat o frandă. E, da, dacă o iau eu pe ușa asta, ce-o fi? E, închise. O iau pe asta până la urmă. Nu vreau neapărat să intru pe acolo. E, pare prietenos pe... Bă, tu joci pitulușul cu mine? Nebunul. Ei, ei, ce-mi plac jocurile de groază. Și aș vrea să-mi fac un canal, un canal numai pe, pe nișa asta. Aș juca în fiecare zi jocuri de groază. Îmi plac la nebunie. Uite și o baterie pentru lanternuță. Asta e un telefon, nu ne trebuie. Păi și unde ne ducem? Ne ducem înapoi? Nu, trebuie să căutăm o chestie, să deschidem ușa cealaltă. Ok, cheia e în sertar. E, apare, nu e în sertar. Poate în sertarul acesta, mă gândesc. Ia să vedem. Nu e nici aici. Unde poate să fie o cheie? Aici, poate e aici cheia. E, bucuria mea, o să merg și prin, prin guri de aerisire. Bă, ce mă bucur! Chiar mă miram să dau atâția bani să nu merg printr-o gură de aerisire. Ar fi păcat să nu-mi dea un jumpscare acum, chiar ar să nu... Bă, du-te... Ce scuze de limbaj, dar nu, n-ai cum. Dă jumpscare-ul, fraiere. Hai. E, să apară ceva din spatele cutiilor. Hai, că ar fi mișto, nu? Mi-ar plăcea. E. Scut. Cam tur tavanul ăsta. Ce avem? Mergem și prin apă, nebunia mea. Aoleu. Bă. Deci nu trebuie să mă duc înapoi, trebuie să mă întorc înapoi sau să mă duc la ușa asta? Ce să fac oare? Aici e doar un gard, mă întorc înapoi, ok. Ce-mi place mie să mă joc jocuri de groază. E, ce... Mă și miram. Să nu trebuiască să caut eu o cheie prin toată balta asta. Wow, ar fi, ar fi fost păcat. Ok, să la băiatul. Hai, du-te. Vezi că te sperii degeaba, dadule? Uite ce frumos e. Ce... Oamenii te primesc cu, pe covor roșu, pe...
punem jos, că nu citim cărți la ora asta, dar... At the high of the agony, așa, he came to us. Atunci când agonia e undeva la nivel mare, el vine la noi. Noi acceptăm pactul lui, the clouds covered the sky. Unori acoperă cerul, leaves were wrestling and fire cases to burn us. Mamă, și vine și focul să ne ardă, ba, arză ne-ar focul. Da, mă, dau unde e cheia mea, că eu până la urmă vreau un rahat de cheie și plec, dracu, de aici, că n-am treabă cu voi. Unde să fie, mă, cheia? A, avem un labirint în spate, nu? A, super. Super. Păi nu iau eu prin labirint pe aici? Ce ziceți voi? Ia. Ia, uite ce frumos. Prin labirint frumos. Am lanternuța mea, nu mi-e frică. Ia. Hai. Vine după mine. N-am unde să mă duc, ești prost? Partea a doua, da, de le vine și partea a doua pe urmă, băieți, n-a stați liniștiți că nu pot mai mult. Cine mă bună? N-am nevoie de lanternă? Nu vă supărați, o caut și-o pe Ștefania. E cumva aici? A, nu mi-e frică de chestia asta. Da, oricum eu sunt ateu. Hai mă, lasă-mă că sunt ateu, nu mi-e frică de nimic. Hai mă, arată-te, unde ești? Arată-te. Nu mi-e frică, nu mi-e frică de... Bau, bau. Dar cum trec eu prin ușa aia sau ce fac? Trebuie să pun ceva aici. Ia, dacă sar, ia. Și ușa asta? Bă, n-am citit subtitrarea, mă. N-am fost atent la subtitrare. Uite, vezi cât de prost sunt. Trebuia să ascult ce zice vocea aia. A, uite aici. A, tot timpul unde e lumină e și șmecheria. Ia. Nu-mi spune că vine ceva din spate, că nebunesc, că văd niște lumină. A, facem șmecherie, fii atent aici. Ce-mi place jocul ăsta. Vezi, e fix ca în Minecraft. Mai pui un cub, mai... Ia uite. Construim. Fii atent. Strikere. Sper că am activat constructorul, jobul de constructor, că acum am dă și mie niște experiență. Fii atent aici. Dar cum îl punem pe ăsta? Asta e problema. Sus aici. Unde e aici? Aici. Aici. Hop, așa. Nu e bine, a? Nu e bine. Să fie ceva în vârful ăsta? Ia să zicem. Bă, ce fac eu aici, mă? Păi, cum hackerim noi, mă, ușa asta? Ne... Da, aprinde-l, aprinde. Aprinde-o că e nebunie. E cum îmi place mie să mă duc la locuri întunecate. Ce ai, nici n-ai... Oooo! Guess că vă zave prepare porojurul de imediat. Imediat rezolvăm cazul, ia să din ce cu... Eh. Ce poți zic? Camera asta e ciudată, am un robinet roșu, niște porți foarte mari. Eh. Ce credeți că o să iasă când o să tragem demonerul ăla? Să deschide ușa, vă spun eu de acum, să deschide ușa și o să vină niște dragi peste noi. Altceva n-are ce să fie, ia să vedem. Eu campez aici. Să-i fac pic? Îi fac pic? Hai că-i fac pic. Da, strecări, o să mă apuc.
Adică am deja toată documentația de la Atrică. Și dă pe net. Dar nu prea am timp nici să mor în jocul ăsta. Pe cât punem pariu că se rup scândurile acestea, dar noi fiindcă suntem niște persoane mult mai inteligente, o să luăm pe mijloc pe scândurica asta. Ce poate să se întâmple? Ia. Rap, ta, rap. Păi ești nesimțit, îmi închizi ușa în nas. Cum îndrăznești să faci asta? Că eu asta nu înțeleg. Cât tu pe-o... Cât tu pe-o să ai că n-am cheie, fii atent că iar... Mă, dar de ce mă chii peste tot? Mă, dar fără cheie nu există să... Unde să fie mă cheia oare? Pe sus? Nu. Mai încerc o dată. Nu vreau. Asta e oglindă. Asta e o veioză. O, așa. Cheia pe aici pe undeva? M-am grăbit oare și am ratat-o? Mi-a mai pus ceva în spate, să vedeți sperietura mamii naibii. Fii atent aici. E, două uși, trei uși, ce poate să fie atât de rău? Să intre din toate ușile odată. Ia să vedeți din toate ușile cum intră. Îmi dau rush pe mid. Asta e închisă. Hai. E, nu m-ar mira să fie și asta închisă și să meargă aia. Ia să vedeți coincide. Opa. E, te temă. Nu m-am așteptat. Du-te, mă! Băi, prea liniște, trebuie să-mi dea ceva, dă-mi. Dă-mi odată să scap, dă-mi să scap, dă-mi să scap, dă-mi, dă-mi. Hai, bau! Buhuhu! Nu? Nimic? Hai, bau! Nu facem bau astăzi? Nu facem bau. Mă, ce cumin. Ia uite o cheiță. Ce-o fi cu... Nu cred că... Cu cheița asta trebuie să deschizi toate ușile. Bau! Bau! Nu e nimica. Bau! Bau! Bau, 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 bau. Eu aș vrea să citesc totuși. Nu mai citesc. Bau, bau. Îmi trebuie o cheie, mă, băiatule, că mai am ușa de deschis. Și acolo e nebunia. Bă, nu am niciun sertar, nimic, nimic, nimic. Ok. Ceasul ăsta ce zice? Pare cam dubios ceasul ăsta, vă spun sincer de pe acum. Bă, unde poate să fie cheia, mă? Am sui cu picioarele pe masă ca la mine acasă. Aici n-are cum... Aici e ceva cu stegulețul ăsta, dar cum îl trag eu? A, m-am blocat. Ceva în spatele stegulețului, e un geam. Dar nu merge, nu pot să-i fac nimic, nici la ceas. Ok. Oare să mă pună să mă întorc înapoi? Bau? Wow. Nu vrei. Dacă nu vrei, asta eu am încercat. Something is missing here. Păi nu cântăm? Poate să deschide ușa când cânt. Ghiciți ce, mă, s-a deschis ușa când cânt. Wow. Nu m-aș fi așteptat să se deschide ușa când cânt. Wow. Ghiciți ce urmează acum, mi-am scos căștile. Cânt o melodie și o să-mi iau mare jumpscare. E atât de logic, atât de românești au gândit, încât îl aștept. Hai, sperie-mă. 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 Suntem iarăși în camera noastră. Sperie-mă.
Aceeași cheie. Wow. Sperie-mă. Dă cu jumpscare-ul în mine, te rog. Hai, bau. Muzică frumoasă, tai cu... Oh, vino în coacă, te omor. Vin... Sunt pe spate, mă, la jocul ăsta. Uite, așa se joacă jocul ăsta. Jocul ăsta așa se joacă. Oh. Ce frumos e jocul ăsta. Yes! Am terminat capitolul. Bun venit în Sinistria. V-am spus că e făcut de român, da? Nu m-ați crezut, ia uite-l. Bun venit în Sinistria. This place was once called the town of silence and peace. Now it is the house of the devil. Casa diavolului. A, nu s-a terminat. Fii atent că nu s-a terminat. Casă mare, curte mare, Websur, să știi. Hai, mai dăm un jumpscare, că nu mi-ai mai dat de vreo 10 minute. Cineva acasă? A terminat capitolul 1. Bun. Băgăm și capitolul 2, mai aveți răbdare? Ăla durează tot cam așa, cam o jumătate de oră. Ăsta l-am prelungit noi, că a mai fost și intro și... Uite, mă, bă, nu mai, mă, gata cu jocurile. Băgăm și partea a doua? O vreți? Me, eu nu aș prea vrea partea a doua, să fiu sincer. Nu prea aș vrea partea asta a doua. Hai, dadule, experiență să fac. O parte a doua. Partea a doua, vă anunț de pe acum, știu că o să fie puțin mai scurtă. Însă nu știu nimica despre jumpscare-uri. Hai, mă. Închide-te. Bun, hai să dăm cu partea a doua. Doamne ajută. Doamne ajută, hai. Hai că... Speram măcar să fie decât 5-6 persoane pe live la ora asta. Să-l vedeți mâine, să nu mă fac de râs în direct. Ne ia și nouă... Nu vă supărați, ne lua și nouă game capture-ul, vă rugăm. Da? Gata, mă l-a luat. Partea a doua. Opțiuni? O schimba meniu, l-au dat mai tare, am venit o curuzi, nu da. Au, hau, bau, bau. Da, să le așa că... Începem? Începem când avem un cot, până la urmă. Bine, știți ce fac acum, verificam și numărul de like-uri și... 40 de mulțumesc mult de tot. Hai mă să începem, cât de greu poate să fie. Sinistria, chapter 2. Cu capcane, cu de-astea, ce ai mă, ce să fie, nimic ca tot. Capcane, ăștia jocuri. Bă, mi-am băgat casca asta cam adânc și cred că nu sunt pregătit. Bă, dar n-am sunet sau ce? N-am sunet, dar și când mi-o dat sunet acum, stai să vezi. N-am sunet? Ba, e sunet. Dar n-aveam pe intro ăla. Ok. Acum suntem practic în casa diavolului. Ok. Avem întrerupător, dar nu putem să-l folosim. Dar cum... Mm.
I-am dat un jumpscare? Nu-mi dă. Nu-mi dă, mă, asta e joc mișto. Partea a doua îmi place. Ștefania, iubirea mea! Ia să vedem. Nimic. Nimic. Solo nimic, nimic nici aici. Oh, ne jucăm Counter-Strike aici, fii atent aici. Ah, n-am loc să intru, că sunt prea gras. Ok. Șifonier? Ceva? Nu, nu, nu. Păi nu, uite ce frumos e pe capitolul 2. Ce frumos poate să fie. Wow. O ușă închisă. Gata, hai că nu mai fac mișto de românași ăștia, că m-au cam speriat în prima parte. După ușești! Nu e după ușă. Tu ești ăla care îmi spune mie că tu... Ok. Opa! Opa! Am coliziune cu preșul? Nu pot să trec în partea aia? Ba da. Ce este cu această coliziune? Jocul românești, să zicem. Ok, jocul românești, ok. Ar fi foarte bine dacă n-ar funcționa nici jumpscare-ul. Nu m-ar deranja. A făcut lumină. Ok. Și aici nu intrăm în ușița asta? Nu intrăm, nu? Mergem jos. Hai cu jumpscare-ul. No. Aici? E un ursuleț care se uită la mine. M-am speriat și am deschis singur și-o. Se vede că nu prea o șterez bine cabina de la duș, ok. Asta e, cred, dacă nu te pui să dormi, să mă aștepți că vreau să te întreb ceva. Dacă mai stai, nu știu, o jumătate de oră, cred că mai durează jumpscare-urile mele. De ce te uiți tu la mine, ursulețule? Ia zi, vrei să dau cutiile de pământ? Am dat cutiile de pământ. Un tablou, așa... Bă, tablurile nu prea îmi plac tablurile, că ultima oară când am, dar e mare casa asta, mă. Pizza, nu mâncăm? Nu mâncăm. Eu dau cu ea pe jos atunci, mă interesează. Okay. Poate mâncăm niște paste. Mă interesează. Nu știu de ce am eu instinctul de a căuta prin sertare, dar nu prea îmi dă nimic prin sertare. Niște copilași. Bă, dar e prea mare casa asta. Nu știu unde să mă duc mai întâi. Bine, mă duc la ușa asta. Bă, du-te. Nu merge? Merge. Intrăm aici? Bă, dar de ce mi-aleg eu tocmai ușa aia? Altă, uite, pot să intru pe ușa asta. A, bine, îți scriu atunci. Aici nu pot, nu pot. Ce avem noi aici? Unde ești, mă? Unde ești, mă? De urli așa. Mamă, nu văd nimic aici, nebun. Slăbuț! Extraordinar de slăbuț. Nu mă sperii doar cu atât. Nu mă sperii doar cu atât, să știi. Aici e camera aia, avem ok. Bă, da, i-au folosit practic aceeași cameră. Bă, la fel, identică. Le-a fost bine să deseneze, am impresia. Mai cineva pe chat? Scrieți și voi să văd și eu care sunteți. Să știu față de cine mă fac de râs. Dați și voi acolo un punct, un ceva, un... Sunt curios să văd în fața cui mă fac de râs. Merge, nu merge asta. Ceva pe aici? Nu. Absolut nimic. Marinel Mitrică, salutare, bine ai venit. Salutare. Radule,
Radule, în ce m-am băgat, Radule? Alexandru Vasile, salut, salut, salut. Vas, Lazio, Laszlo, Adrian, scuze. Scuze, dar am morcovul în funduleț. Adi Gamer, salut, 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 salut. Deline, salut, 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 salut. Încerc să vorbesc cu voi ca să îmi țin mintea ocupată. Avem o ușă cumva aici. E blocată. Da, dar eu am o cheie în inventar. N-am... Cum, n-am luat nicio cheie? Bă, lasă-mă o cheie de acolo și ne... Hai că m-am speriat. E, ce poate să fie aici decât... Ce... Băieții! Ce avem noi aici? Ați ghicit. Avem o lanternă. Da, din câte vedeți, încă am sare mouse așa printr-o parte, dar să știți că nu e din cauza emoțiilor. Nici de cum. Sunt cel mai curajos. Opa. Am o lanternă și acum chiar că nu mi-e frică. Ia mă, ce era în camera asta? Asta era camera și chiar... Bă, a fost o cheie pe masă și nu mi-apare în inventar, nu înțeleg. Chiar ar fi trebuit să fac cu magie. Închis, ok. Recapitulăm. Aici? Asta e camera aia, mă. Aici e în garaj, de fapt. Nu mi-apar chestiile în inventar pe care le au, nu înțeleg de ce. Te-am prins! Dați și voi un like acolo. Dați un like acolo repede, poate mă ajută și pe mine. Hai, vedeți că astăzi nu v-am cerut, e prima oară când vă cer un like. Un like. Un like, un like, un like, un like, un like. Unu micuț, unu micuț. Da, unde e cheia asta de aici? Că îmi trebuie cheia asta pe care o luasem o cheie de aici. Ia mă să vedem ce se întâmplă. Ia, pau. După ușă. Apropo, am făcut 6K. Mulțumesc mult de tot încă o dată. Încerc să vorbesc ca să-mi țin mintea ocupată, să nu mă gândesc la ce naibii am aici. Bă, da, lasă-mă o cheie și totuși mi-a dispărut cheia. Uite aici, uite aici. Ia, pa, nimic, o nimic. Și pe unde intră, măi, băieți, că aparent nu vrea să... Am luat o cheie și nu prea am făcut nimic cu ea sau nu mai mi-amintesc, nu știu, cred că amintea am creier răspărat. Unde mergem? Hai, mai mergem o dată sus. Cam dubios geamul ăsta. Uite-mi, băie, o fi în WC-ul aici. A? Nu, nu. Nu e nimic aici, nu? Nimic aici, nu? M-am uitat și prin rafturi și peste tot și pe acolo, nimic, nimic, nimic. Nisu, e aici? Absolut nimic, ok. Mai fie ceva pe aici are? Nu, așa de design, ok. Tablou ăsta, nimic. Mai intru aici odată, poate totuși mi-a scăpat ceva, mă gândesc. Băi, ești nebun, n-am baterie în primul... Băi, nu, n-am baterie la ea și sunt și zgâriat puțin pe mână. Îmi trebuie baterie, dar de unde e o baterie? Baterie, baterie, foc, foc. N-am baterie. Degeaba o țin în mână, că n-am baterie. Ia să vedem, poate găsesc vreo baterie pe aici. Absolut nimic. Ia, poate găsesc prin sertărașele astea. Mm.
Nimic. Nu e nicio baterie. Trebuie neapărat o baterie. Problema e că nu... Ia, în partea asta. Problema e că nu găsesc nici baterie, nici cheie. Cheie, găsisem o cheie. Dar ați văzut că nu a mers. Foarte ciudat. Ușa asta nu merge. Asta merge, ok. Ce aici? Aici e o zonă în care se... Da, de relaxare la geam. Mamă, unde e mă cheița? Aici am fost, nu? Aia am fost, ok. N-am avem nimic. Bun. Bă, dar niște baterii nu erau poate și pe aici? Aici nu e nimic. Să fie oare în bucătărie baterii? Băi, n-are ce să... Ia aici la focul ăsta, se întâmplă ceva? Baterie de aș avea. Eu pe ușă aș intra. Deci am fost, nu s-a întâmplat nimic. A, da. Nu trebuie neapărat. Bă, da, am luat cheia aia din partea aia. Nu a Bă, du-te. Am luat cheia din partea aia. N-a făcut nimic, ați văzut? Mi-a luat-o și mi-a dispărut. Nu dau seama. Să fi bucă... Dar nu cred că s-a buguit pe niciunde. Ia, poate tragem de vreo carte pe aici ceva. Tragem de nicio carte, nu? Nu trage. Un tablou ceva mai mare, mai dubios ea. Pe ceva trebuie să fie. V-am scapul. Da, deci cheia din... Cheia pe care o luasem de aici, aparent... Mi-a dispărut. Ața nu mi-a pus un inventar. O să fie bug cumva, nu dau seama. Eu și-am luat cheia de aici, mă, și mine, caz că nu știu ce naibii am făcut cu ea, dacă am folosit-o sau nu mai mi-aduc aminte. Alexandru, ai luat, ai folosit cheia la camera cu lanternă. Ah, ok, am înțeles. Deci am folosit-o, deci îmi trebuie altceva. Ok, bine, m-am lămurit acum, nu mai... Intrasem puțin așa în panică. Cum deschid eu ușa asta? Ușa asta trebuie deschisă. Ok, ne trebuie o cheie. Unde ar putea să fie cheia? Dacă aveți orice sugestie, unde să mă uit, spuneți-mi. Uite, în întuneric nu e nimic, nu e nici aici nimic. În spatele canapelei nimic, pe sub masă nimic. Ursulețul ăsta mă ajută. Asta nu mă ajută. Vezi, nu pot să dau pe ea E. Nici să țin holde, nici să dau click pe ea. A, gata. Deci, e un desen și fetița asta ia desenul și îl duce undeva. După care coboară pe niște scări. Ajunge la semnele astea. Undeva pe scări. Fetiță cu un desen pe scări.
Trebuie să găsesc un desen. Unde găsesc eu desenul? Mamă, deci stai așa că... Că sunt speriat că s-ar putea să-mi dea jumpscare din orice moment, că nu prea mi-a dat niciunul până acum. Mai bine mi-a dat așa de lea, ușoare. Bun, o să verific toate tablourile. Problema e că n-am nici baterii la lanternă, asta e mă... Asta mă sperie mai mult. Ia, aici am fost, nu? Da, asta e camera aia goală. Eu n-am ce să o aici. În camerele de sus mergem acum. Bă, mă cam liniștesc destul de mult. E că mi-o dam, dă de... Ia, tablou? Nimic. Trebuie niște desene, într-adevăr. Acum știu. Niște desene. Asta nu... Niște desene. Am văzut noi cumva desene pe undeva? Aici nu sunt desene. O baterie pe aici? Nu luăm nimic. Nu dau seama unde sunt desenele alea. Acele. Bă, chiar nu-mi dau seama, mă. Și e ciudat că nu-mi dau seama. E undeva jos, oricum. Mă trimite un... Deci după ce deschid ușa aia, mă trimite undeva jos. Pe sub covor, pe aici, pe sub... Nu-mi dau... Ursulețul ăsta iară s-a uitat foarte ciudat înspre mine. Treabă cu tablou, nu, cu ceasul, nu. Ia să-i dăm ceva pe lângă, nu. E ciudat. Deci îmi trebuie fie o cheie să intru acolo. Asta nu. Undeva la subsol. Ceva secret pe aici, să vedem. Dar Radu, am verificat toate tablourile în capătul holului sus. Am verificat toate tablourile de la mama lor. Vezi? Nu dai seama unde zici tu că sunt toate verificate. Uite. Uite, vezi? Nu-i niciun capătul holului sus. Și am bucățica aia pe care o avusese din partea aia. Și reîncepe aventura.
Am avut și vreo 10 minute așa de liniște, dar începe aventura acum. De ce a pus un șifonier în mijlocul camerei? Fii atent aici. Băi, ești prost, dispărut șifonierul. Bă, du-te. Dar nu văd nimic, am un am... baterie. Ok. Take three objects. This way you can go back every time you want. Să iau trei obiecte. Și în acest fel mă pot duce înapoi de câte ori vreau. Și cum să-l iau, mă? Uiteam și... Ia să vedem. Aha. Și cum să iau trei obiecte? Că nu înțeleg. Sau unde să le pun? Obiecte. Bă, și închisă ușa și-a încheia. Bă, n-am luat cheia cumva? Nu mă înțeleg. Am luat cheia sau nu? Dar ce fac eu cu astea? Asta e dubios. Opa. Cu astea ce fac? Asta e dubios. Unde le pun? Asta nu luminează deloc asta, să mor. Nu știu ce fac cu astea. Nu pot să sparg geamul, ce aveți? N-are treabă. Alte e schema și eu nu înțeleg. Ei? Ia trei obiecte. Aceasta este calea. You can go back every time you want. Oops. Oops. Ok. Foarte ciudat. Bine că n-am prea ce să fac cu asta. Prefer lanterna, să zicem. Nu, asta mă dăm lanterna, că n-am ce să fac eu cu aia. Asta măcar, chiar dacă este stins, să-mi dă mie senzația de... Chiar la, îmi dă mie senzația de, nu știu, că sunt protejat cumva sau... Ah, pana mea. Trebuie să iau cele trei obiecte. A, ursulețul și cu cap. Ok. A, iar începe să mă ia cu furnicători pe spate. Mă ia cu furnicători deja. Mă ia cu furnicători.
Și acolo spunea că dacă iau 3 obiecte, pot să mă întorc înapoi când vreau. Asta înseamnă că va trebui să ne ducem să luăm și cele 3 obiecte. Trebuie să mă duc să iau și borcanele alea, oare să le car până aici sus? Știu că așa zicea acolo, că dacă le iau 3 obiecte, mă pot întoarce înapoi ori de câte ori vreau. Dar 3, nu 4, deci scrie acolo 3. Deci dacă le iau pe toate 4, s-ar putea să se întâmple ceva nasol. De asta o să iau decât 3. Asta nu am mult văzut ce e. Ursulețul. Nu e asta, nu. Nu mai țin minte, sincer, unde am aruncat căpățâna, dar cred că la etaj, nu? Dar cred că la etaj am aruncat căpățâna. Bun, o să iau o sticluță cu mine și mă întorc să-mi iau două. Mai e puțin și vine Bau-Bau, într-adevăr. Dați și voi un like acolo. Dați un like acolo. Loc din suflet. Unde pun eu astea 3? Asta e problema. Bun. Mamă, ce emoție am, că știu că o să-mi dea jumpscare-uri de la nasoale. Dar nu mai știu unde am pus cornul ăla. Aici nu. Nu cornul, de fapt, căpățâna aia de schelete. Craniu, nu mai știu unde e. 54 de like-uri, mersi mult de tot, mersi din suflet. Trebuie să găsesc craniu, că nu mi-am dat seama. Acum am nevoie de craniu și nu mai știu unde naibii am dat cu el, că am dat cu el de azvârletele. De pizza. Bă, unde am dat eu cu craniu ăla? La mască, mă rog, cum îi spui tu. Cornul nu știu unde e, acolo în cameră, dar unde e craniu? Craniu nu știu unde e. Bă, iau totuși 3 din astea, ca așa am zice, că dacă am 3 din astea, o să mă întorc ori de câte ori vreau. Na. Deci s-ar putea să... și trebuie să iau 3, nu 4, că scria clar acolo 3. Dacă iau 4, s-ar putea să nu mi se... să nu mi se facă gen... Mamă, nu mai știu să vorbesc. Ce emoție am. Prima cameră la intrare. Care? Asta de aici? O să intru să mă uit, dar nu știu. Bun. Da, dar nu e craniu aici, asta e problema. Nu mai știu unde l-am pus. Vă aduceți aminte careva care ați fost pe live pe unde am aruncat eu craniul ăla în disperarea mea? L-am aruncat pe undeva ca disperatul, dar nu mai știu unde. O să fie aici oare craniu? O ușă? Nu. Nu e aici. Tot jos pe undeva îmi dau cu el. Știu că... A, nu, aici cred că în baie îmi dau cu el. Da, aici. Ăsta e cornul. Ok. O să las cornul aici. Bun. Mă duc să caut craniu. Craniu și mai trebuie o sticlă. Pe care face mare, cum se numește, mare ritual. Jos. Unde să fie jos craniul ăla, că nu-l văd. A, cred că în sufragerii, în living-ul ăsta. A, uite-l mai aici, am dat cu el. Am zis. Mamă, începe magia. Mamă, Tatăl începe magia. Dadul începe magia. Mamă. Deci, atât de concentrat încât mă doare spatele. Eu nu pot să sar și eu pe aici, că sunt băiat... Nu, sunt băiat mare. Gata. Mă duc să mai iau o sticluță totuși. Să fie 3. Nu. Oricum...
ce m-am naibit dispare și apare, mă? Și pe asta, mic. Hai, pa! Așa. Stăteam stresat cu ușa aia acolo. Nu, mă, mai puțin, mai puțin, mai puțin, da, du-le. Da, du-le, da. Mă, ce m-am spirat de ursulețul ăsta. Nu așa, mă, da, du-le, pune și tu frumos. Da, du-le, aranjează frumos, da, du-le. Sunteți gata? Cei care n-ați dat like, nu uitați să dați și voi acolo un like. Ajută extraordinar de mult. Vă mulțumesc mult pentru cei 6.000 de abonați încă o dată. Cei care ați activat și clopoțelul, vă mulțumesc enorm. Cei care mă aveți pe Instagram, la fel. Trebuie să încerc să mă țin de vorbă singur. Mai sunt 5 secunde, mai sunt 5 secunde, mai sunt 5 secunde, mai sunt 5 secunde. 5 secunde, 10 secunde. Hai, mă, dă cât de mare să fie, mă, jumpscare-ul ăsta. Bă, mi-aș da căștile jos, mă, dar trișez. Trișez și asta nu e corect, pentru că eu vreau să fiu la capăt să... Mamă, să-mi fi căzut din greșeală în mijloc, să fi văzut ce mă speriam așa pe nepregătit. Nu pot, mă duc să mă piș. Nu pot, trebuie să mă duc la baie, că nu pot, mi-e frică. Eu nu mai am nicio scuză acum. Asta cu WC-ul o aveam păstrată dinainte să pornesc live, am zis: "Bă, am o scuză asta cu WC-ul." Nu am nicio scuză, gata. Dreapta la dreapta, stânga la stânga. Avem tot. Credeți că eu sunt prost, mă? Eu închid, mă, și ușa, că nu mi-e frică. Alei, lelei, în ce m-am băgat, Doamne, în ce m-am băgat, ai, nici nu vine să mă țin spre ecran, ești nebun. Nu se întâmplă nimic. Am că, mă, da, pot să le pun așa dacă îmi scot căștile, dar... Hai de capul meu, deci ce emoție am? Atât? Du-te-n morții, mătii! Marș! Radule, ce mincinos ești! Mi-a căzut și telefonul de pe masă. Bă, ce m-a mințit Radu, mă, e și membru la mine, uite, știu, eu era omul meu de bază. Bă, sincer, m-aș... Bă, sincer, mă așteptam să deschid și fonierul ăla
și să mai facă ceva până să-mi dea jumpscare-ul ăla. Nici nu mă așteptam să mai dea ceva până la jumpscare-ul ăla, să nu mi-l dea chiar așa din prima. Mamă, Doamne. Bă, Radu, mă, omul meu de bază, Radu. Mulțumesc mult de vizionare. Mai am pentru voi. De mâine încolo mai am încă 4 jocuri de groază. Mă, 4 jocuri de groază pe care am dat ultimii mei bănuți. Bă, ultimii mei bănuți am dat pe 4 jocuri de groază. O să facem un live în fiecare seară. Unul mâine seară, unul poi mâine seară. Tot așa, cu joculețe din astea făcute de firme gen mai puțin cunoscute sau mai micuțe. Cu jumpscare-uri. Așa că dacă vreți, subscribe, clopoțel. Mâine seară la aceeași oră, mamă, ce frică mi-e. Ce frică mi-a fost, ești nebun. Vă mai bag o dată trailerul. După care vă bag outro-ul cu membrii, în care vă mulțumesc și eu membrilor, așa cum e frumos. Și până mâine seară, vă salut și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Pa, pa. There's something horrible happening in this place. It doesn't matter. I'm willing to go through hell just to see her face one more time. Circumstances.